suntem cu toții cât de cât așezați sau, mă rog, avem loc în spațiul ăsta relativ micuț, dar în care s-a întâmplat un eveniment foarte important pentru oraș în ultimele zile, și anume a avut loc jurizarea pentru concursul pentru Piața Victoriei. Numele meu este Gabriel Almăjan, sunt astăzi moderator al acestui eveniment și înainte vă explica cum se va desfășura acest eveniment. Aș vrea să vă mulțumesc că ați venit și aș vrea să mulțumesc tuturor celor care au făcut efort să vină și de la distanță astăzi la Timișoara. Evenimentul se va împărți în trei etape mari. La început am invitat pe domnul primar Dominic Friț, pe domnul președinte al Ordinului Arhitecților din România, Ștefan Bâlici, și pe cei doi consilieri profesionali care au alcătuit și au scris tema, care se află alături de noi, să adreseze câteva cuvinte pentru început. Apoi vom invita membrii jurului în față, care vor prezenta modul în care s-a desfășurat, criteriile și, să spunem, câteva considerații despre primele proiecte clasate în concurs. Iar în final, probabil vor fi anumite întrebări sau, dacă timpul ne va permite, schimburi de păreri despre ceea ce veți afla. Prin urmare, o să vă rog să luați cuvântul domnule primar, să ne adresați câteva cuvinte, să ne spuneți ce credeți despre lucrul ăsta. Da, mulțumesc mult, bună ziua tuturor. Am emoții, pentru că într-adevăr este o zi foarte importantă pentru Timișoara. Am ales să facem un concurs internațional de soluții pentru cel mai probabil cel mai important loc al orașului, care din anii 80 nu a mai cunoscut o transformare, așa cum a fost cazul cu proiectele pe Piața Unirii și Piața Libertății. Am ales această variantă de concurs tocmai din respect pentru acest loc. Nu am vrut să facem o licitație la care să câștige o firmă cu prețul cel mai scăzut, ci proiectul cu care vine această firmă va fi implementat și va marca orașul pentru încă 50 sau 100 de ani, ci să alegem o variantă care are de fapt o istorie în Timișoara. Este al treilea concurs, de fapt, în Piața Victoriei. Acum peste 100 de ani s-a făcut un concurs pentru clădirea Camerei de Comerț și în anii 30 s-a făcut un concurs foarte important pentru clădirea Catedralei, care și ea a fost proiectată în urma unui concurs. Pentru noi a fost, dar aici cei care au scris tema de proiectare o să intre în detalii, clar că a fost provocarea cea mare a fost, pe de o parte, să păstrăm amintirea și importanța pe care timișorenii o au cu această piață, istoria cu Revoluția, dar și cu alte evenimente importante care s-au petrecut acolo, faptul că vrem o piață în care verdele joacă un rol important, dar în același timp să aducem cumva această tradiție și acest spirit istoric și în secolul 21 și să regândim piața astfel încât cu adevărat să ne simțim într-o piață europeană. Eu personal nu știu rezultatul, tocmai de aceea sunt un pic și eu agitat, pentru că este clar că decizia juriului are un impact major asupra orașului nostru. Din discuțiile mele de înainte și am văzut finaliștii, deja pot să spun că sunt impresionat de propunerele care au venit. Au fost unele propuneri mai revoluționare, care ar fi schimbat total fața pieței, alte propuneri care tratează poate cu mai mult grijă și reținere, și sper că varianta finală a găsit acest mix potrivit. Vreau doar să mulțumesc tuturor celor care au muncit la acest concurs, pe de o parte din partea în cadrul primăriei Timișoara,
un concurs de o astfel de complexitate nu s-a mai făcut și tocmai de aceea vreau să le mulțumesc colegilor că au și trecut câteva provocări birocratice, să zicem așa. În același timp vreau să mulțumesc și OAR-ului care a făcut acest concurs după toate criteriile internaționale, adică toată lumea poate fi sigur că exact felul în care s-a desfășurat acest concurs, condițiile de participare, anonimizarea, să nu existe niciun fel de partibriuri și așa mai departe, toate acestea s-au făcut după standarde cele mai înalte internaționale. Și în al treilea rând vreau să mulțumesc și membrilor juriului pentru că au stat în vineri, sâmbătă și duminică, au stat, cred că în fiecare zi, peste 12 ore, au jurizat, au făcut observații și proiectul câștigător pe care îl va dezvălui doamna președinte a juriului din Italia. Și acest proiect câștigător va avea o singură șansă de a fi îmbunătățit și mai anume cu observațiile juriului. Atât din partea mea, doar un scurt, cumva, pentru că nu sunt sigur cum s-a comunicat înainte pentru colegii din presă, mai ales din presă locală, deci e un eveniment hibrid, cumva, e și spre informarea voastră, dar sunt și proiectanții prezenți care nici ei nu știu, e un fel ca la Oscars și juriul va dezvălui 5, 4, 3, 2, 1 câștigătorii, deci va fi un eveniment un pic mai extins decât poate o conferință normală și vă propun să mergem mai departe și la sfârșit să vă stau la dispoziție cu orice fel de alte... Nu? Dar oricum, abia peste o oră o să aflăm cine e câștigătorul. Na. Poftim? Nu, acum e evenimentul de dezvăluire, așa cum se face peste tot pe această planetă atunci când este un concurs internațional. Nu schimbăm acum regulile, dar sunt sigur că la sfârșit vom avea un rezultat de care putem fi mândri. Și bineînțeles că, încă o dată repet, premiul întâi este efectiv contractul cu primăria în valoare de 1,5 milioane de euro pentru proiectul tehnic în sine și pentru proiectarea în sine. Deci nu am făcut aici o chestie doar pentru bela figura, ci va exista la sfârșit un proiect autorizat pentru care o să facem o licitație de execuție și vom reface piața Victoriei așa cum merită. Deocamdată atât din partea mea, îi predau din nou moderatorului. Mulțumim. Îl invit pe domnul Ștefan Bălici, președintele OAR. Da, mulțumesc. Bună ziua, mă bucur să fim împreună aici. Mulțumesc domnului primar Dominic Friț pentru această șansă de a colabora pentru realizarea unui nou concurs de soluții la Timișoara. Este al doilea pe care Ordinul Arhitecților din România îl organizează împreună cu Primăria Municipiului Timișoara. Și este, ca de fiecare dată, o ocazie bună pentru noi de a ne asigura că putem contribui la creșterea calității arhitecturii în general și creșterea calității investițiilor publice. Despre asta e vorba când vorbim de un concurs de soluții, e vorba de o procedură de achiziție publică, dar derulată în alți termeni decât cele obișnuite, și o procedură în care calitatea este elementul cheie și de aceea pentru noi, ca organizație care are în misiunea atribuită prin lege vegherea asupra calității actului arhitectural și urbanistic, orice concurs de soluții care ajunge în această fază de împlinire cu atribuirea câștigătorului și a contractului de proiectare, e un prilej de satisfacție. Noi lucrăm cu autorități publice din toată țara. De ani de zile promovăm acest tip de procedură care se bazează pe criterii de selecție a calității, pe criterii de transparență, de acces echitabil și egal
pentru orice participant la această procedură de achiziție publică și de asemenea pe încă un principiu și anume acela al evaluării secretizate, exact așa cum a spus și domnul primar, acum se dezvăluie numele câștigătorilor, până acum jurizarea a avut loc în condiții de secret al identității participanților. E un concurs care ne bucură foarte mult pentru că a avut și un număr mare de participanți, 30 de proiecte. Este un număr care e mai mare decât media, să spunem, a concursurilor pe care le organizăm în țară. A adunat participanți din toate regiunile țării, dar și din alte țări. Am avut proiecte din Italia, din Marea Britanie, din Elveția, din Ungaria, din Spania, Austria, Germania. Și ăsta e un semn foarte bun pentru că arată că tema pe care am propus-o împreună cu autoritatea locală a stârnit interes în rândul profesiei și, după cum veți vedea și dumneavoastră când veți viziona expoziția proiectelor, a adus la oaltă soluții foarte interesante și valoroase. Și așa cum a precizat și domnul arhitect șef în deschidere, acesta e un prilej extraordinar de a discuta despre calitatea spațiului public, despre soluții, despre ceea ce se poate face cu orașele în care trăim și chiar dacă doar unul dintre proiecte va fi câștigător, în mod firesc, toate celelalte sunt valoroase pentru această dezbatere pe care o fac posibilă. Deci, expoziția este prezentată acum tocmai pentru acest motiv, pentru a putea da posibilitatea oricui dorește să participe la discuția despre oraș, să o facă și prin intermediul proiectelor propuse. Mai precizez doar pe scurt câteva lucruri. Concursul de soluții este o întâlnire între voința autorității publice, care declanșează o investiție, și trei filtre de calitate. Pe de o parte, tema de concurs, despre care vom auzi, imediat vom afla detalii de la autorii ei. Al doilea filtru îl reprezintă chiar concurenții, participanții, și al treilea, juriul. Juriul internațional, ca la fiecare concurs internațional de soluții pe care îl organizăm împreună cu autorități publice din România. Astea sunt, așa foarte pe scurt, câteva puncte pe care am vrut să le marchez în debutul întâlnirii noastre de astăzi. Și mă opresc mulțumind încă o dată autorității publice, Primăriei Municipiului Timișoara, mulțumindu-le membrilor juriului și echipei de consilieri tehnici care au realizat tema concursului și pe care îi vom asculta în continuare, dar ca de fiecare dată le mulțumesc foarte mult participanților. Și cum spuneam, de data asta sunt mai mulți decât suntem obișnuiți să avem, pentru că datorită lor putem să discutăm, cum spuneam, să inițiem o dezbatere despre o arhitectură, despre oraș, despre spațiu public, dar tot datorită lor putem să mai facem încă un pas în creșterea calității arhitecturii în România. Și închei mulțumindu-le și colegelor mele din Departamentul Concursuri al Ordinului Arhitecților din România, care împreună cu filiala teritorială Timiș a Ordinului Arhitecților s-au ocupat de întreaga această procedură. Mirona Crăciun, Raisa Parpală și Lucy Stoica, mulțumesc. Dau microfonul mai departe. Da. Mulțumim. Înainte de a introduce pe cei doi consilieri profesionali, aș vrea să spun un lucru pentru cei care nu sunt arhitecți în sală. Este foarte important tema de concurs care este elaborată că acolo se află informațiile valoroase și relevante, de fapt, pentru a înțelege atât propunerile, dacă doriți, cât și decizia juriului. Prin urmare, cei doi consilieri profesionali, Daniela Calciu și Casmer Covaci, vă vor explica în câteva cuvinte care au fost considerațiile, cam în mare ce cuprinde tema de concurs. Și vreau să vă spun că a fost foarte important prezența lor pe tot parcursul jurizării, pentru că, de fapt, ne-au ajutat să păstrăm în permanență
contactul cu tema și cu cerințele la care trebuiau competitorii să răspundă. Vă rog, în ordinea, vă rog, Daniela. Mulțumesc, bună ziua. Am emoții, sunt convinsă că toată lumea din sală, dar aceste emoții nu sunt noi, ci au început acum un an jumate, când am început să lucrăm împreună cu colegul meu, Kazi Kovács, pentru că e un loc extrem de important, arhitectural, urbanistic, istoric, dar mai ales simbolic și mai ales pentru viața urbană a orașului. Fapt care pe noi ne-a pus într-o dificultate cu care am rămas, cel puțin eu, până acum, pentru că nu e ceva ușor să te apropii de o istorie atât de bogată, să decelezi, să descoperi fiecare strat al memoriei și apoi să vezi cum poți să le faci pe toate mai vizibile și cum poți să creezi locuri care să lase, care să deschidă noi oportunități pentru locuitorii Timișoarei, pentru întâlnire, pentru orice fel de activitate. Cred că până la urmă cuvintele pe care le-am avut în permanență în atenție au fost grijă, empatie, atenție, sensibilitate și în felul în care am croit tema la final, credem noi că am așezat lucrurile pe care le consideram poate mai puțin vizibile, poate problematice, poate niște relații între elemente care nu mai sunt acum vizibile pentru că totul pare să fi, sau lucrurile s-au aglomerat, s-au așezat unele lângă altele, fără să revenim și să reconsiderăm ansamblu. Care sunt elementele tare, elementele de permanență în piață, care sunt elementele pe care putem să le reașezăm un pic sau să le reconsiderăm, astfel încât să vedem toată această bogăție a spațiului și să lăsăm loc unui nou strat, stratului contemporan, să se așeze și să suprapună un alt strat. L-aș lăsa și pe colegul meu să povestească, ca să nu ne lungim noi prea mult. Mulțumesc, Dani. De fapt, ai spus aproape tot ce ar fi încăput în această foarte succintă prezentare a facerii temei de proiectare pentru Piața Victoriei din Timișoara. Aș putea adăuga doar pentru că dificultatea scrierii temei pentru arhitecții care suntem rezidă și în aceea că nu noi proiectăm până la urmă soluția pe care o fundamentăm cercetând straturile trecute, suprapuse, câteodată întâmplător, câteodată accidental, peste un spațiu public cu o istorie atât de complexă. Efortul nostru a fost cumva de a decanta din această istorie complexă, ceea ce ni s-a părut a fi important și aici conta empatia cu care prelucrat datele de pe teren și datele din documentațiile avute la dispoziție, iar apoi din acestea să formulăm o temă suficient de limpede ca să creeze totuși direcții de abordare pentru concurenți, pentru cei care vor proiecta efectiv până la urmă cineva Piața Victoriei, noua veche Piață a Victoriei din Timișoara, dar fără a restrânge prea mult opțiunile lor, ceea ce, desigur, ar fi fost împotriva scopului la bun început. Complexitatea locului, dificultatea temei, dificultatea găsirii unui echilibru între schimbare și continuitate, cred că și acestea au fost jaloane pe marginea cărora am formulat, cum am știut mai bine, tema de proiectare. Rezultatul acestei compuneri s-a materializat prin cele 30 de proiecte primite din partea participanților la concurs, pe care, desigur, le veți vedea în parte și împreună.
și care sunt recolta celor una jumătate, aproape 2 ani de fapt de muncă, împreună cu Daniela, care îi mulțumesc astfel cu glas tare pentru foarte, foarte bună colaborare. Și eu mulțumesc. Mulțumim frumos pentru cuvintele adresate. Partea a doua a evenimentului da, va fi predarea ștafetei către juriu și invităm juriu să ia loc în fața noastră, pe care am să-l prezint eu, începând, nu știu, aș zice, da, o să încăpe, eu voi sta, da, acolo. Poate că este un lucru care s-a menționat, dar aș vrea să-l repet și să-l întăresc. Suntem în fața dumneavoastră un juriu incomplet astăzi, pentru că cei doi membri care lipsesc au trebuit să plece astăzi, nu aveau o altă modalitate în care să se întoarcă acasă. Însă, pentru noi toți, la final de jurizare, pot să spun că am declarat cu toții și am recunoscut faptul că a fost o experiență extraordinară și personală și profesională și, cumva, faptul că este un juriu internațional ne-a pus în permanență în oglindă cu perspectiva celor care, să spunem, privesc cu neutralitate și, cumva, distanțat, dar în același timp foarte profesionist tema și lucrările care au fost transmise. Am să încerc cu primul și cel mai important, aș spune eu așa, din perspectiva structurii jurului, este președintele jurului, arhitect Maria Chiara Pozzana. Apoi o să trec așa repede prin tot jurul și apoi o să invit pe fiecare să adreseze câteva cuvinte. Va fi și în limba engleză, evident. Apoi arhitect Monica Sebastian, arhitect Ciprian Cădariu, arhitect Dragoș Oprea, arhitect urbanist Ruia Bădescu, și am să, de asemenea, voi continua cu cei doi membri care sunt în lipsă în momentul de față. Este vorba de arhitect Ana Șverco, cred că am pronunțat corect, și arhitect Maruja Zorec. De asemenea, din partea autorității contractante, dar nu în ultimul rând, sunt eu, arhitect Gabriel Almăjan, și domnul viceprimar Ruben Lațcău. Aș invita pe rând pe membrii jurului, începând cu președintele, să adreseze câteva cuvinte. So, please, Miss Maria Chiara, some words. Yes. I stand here close to you. Okay. I start. Yes. So, thank you very much to the local authority, to your mayor, Dominic Fritz, and also to the organization, Stefan Balici, and all the others, who of course I can't numbers because there are many, who has really worked in one incredible way. So really many compliments for the organization, which has been excellent. Of course, now I am reading a document, which is the jury statement, which represents the position of the jury, of all the jury members. So I just want to add a personal reflection at the beginning, that all the jury members, we have really invested ourselves in this big responsibility. This was very, very important. Imagine you to judge the future of a part of the town of Timișoara. It's something really very, very, very important. So we need a lot of responsibility. And I am sure that everyone felt the same feeling which I have felt.
And second personal consideration that I really regret that Anna Shverko and Marusha Zorets are not here. They lived this morning, and it is a pity, because we have really worked together. It was an international jury. Yes. This was very important. Projects were coming from all Europe. So, imagine you. But now I am reading the text, because I don't want to miss important concept that we have written together. Yes. So, the Victoria Square in Timișoara is a gateway to public spaces of the city center, with a distinctive square garden. Well, we have discussed a lot about this concept. But although it has great spatial potential, the square lacks of an integral urban design that would show its value and offer a vision of the future in terms of content and possibility of use. We, the jury, appreciate a lot, I add, the intention of the city authorities to revitalize the Victoria Square into a modern public space without forgetting the importance of the history, because we are in presence of the history, and to launch an international competition to get the best solution for the redesign and revitalization. You received 30 projects, very a lot of projects, big success, I add, who submitted the project to propose ideas for improvement of this complex and interesting site. And the diversity of their approaches, which everybody can see in the exhibition, clearly show that the competition was necessary. And the competition brief was very well prepared. I can assure that it is true. The jury especially appreciated the projects that researched, analyzed, and creatively reflected on the existing qualities of the space, its history, complexity, diversity, connections, many important existing buildings, urban elements and memories. Moreover, the jury especially evaluated the aspects of the landscape design and closely related ecological dimensions, which are key to the vision of the future of the public spaces as a whole, and especially of this square, which inherits the character of an emphatically green urban zone. Nature is very important in the middle of the city. I think I have not much time. The jury searched for projects that meet all of the above criteria, which contain modern values of sustainability, ecology, accessibility, feasibility, but at the same time retain the necessary flexibility in the further development of the project, which does not compromise the concept and integrity of the idea. I conclude with another very important concept for us. Carefully examining the projects according to the prescribed criteria, the jury concluded that the selected mentions and prize-winning projects best satisfied them, having the highest coherence between functionality and the strong conception, invention, and creativity. Also, the feasibility, this yes. was very important, of the projects were considered. That is, the possibility of transmitting the idea into reality without major obstacles. The jury, coming from different backgrounds, had many fruitful and mutually enlightening discussions. But, I conclude, we've been successful in obtaining a really harmonious, I can say, judgment at the end. So we are very, very glad of the result. I thank everybody from part of the jury. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. Aș vrea doar să spun că CV-urile și background-ul fiecărui membru al jurului le puteți găsi pe pagina oficială a concursului. N-aș vrea să încep să citesc pentru că sunt foarte bogate. Și aș vrea să continuăm la cel de-al doilea membru al jurului, în ordinea în care doriți dumneavoastră.
Monica, Sebastian, poate iei tu cuvântul, câteva vorbe. Da. Da. Vom trece la prezentarea rezultatelor și apoi vom avea... Okay. Atunci, te rog, prezintă... Da. Momentul mult momentul, așteptat. Da, așa. Bun, păi nu o să mai prelungesc, o să citesc justificarea pentru mențiunea cu numărul 2. Da. Acest proiect merită apreciere pentru ideea sa puternică și clară de a extinde direct spațiul parcului, înconjurând catedrala și intrând în oraș prin Piața Victoriei. Astfel, piața devine clar o poartă verde către centrul istoric al orașului. Această intrare verde este ulterior extinsă prin piață, printr-un sistem liniar care integrează și străzile laterale. Juriul apreciază acest concept care accentuează caracterul de grădină-piață specific Pieței Victoriei. De asemenea, apreciază amplasarea sculpturii crucificare fără soclu în fața catedralei, spațiul parcului din fața liceului, la fel ca și zona din jurul castelului Huniade este de apreciat. Proiectul este cel cu numărul de concurs 114. Felicitări! Și acum o să spun cine sunt de fapt ei. Autorul principal este de fapt un colectiv, Arhitectura de Fotografie SRL, Atelier Vrac, Wolfhauf Production, Amais Inclusive Design, Repere Birou de Studii Contemporane. Coautori, arhitect Marius Vasile, Pepe Peralta Guerrero, Cristi Bădescu, Zenaida Elena Florea, Diana Culescu, Iulian Canov, Andreea Petre, Ștefan Sălăvăstru, Iris Popescu. Colaboratori, Alexandru Cătăuță, Andrei Cumpănășoiu, Casier Ciurezu. Colaboratori specialități, Andrei Niculae, Alexandru Binescu și Iris Popescu. Felicitări! Și sunt aici, felicitări! Hai. Bun. Ne bucurăm tare că suntem aici și de fapt asta e o mega confirmare pentru toată munca depusă în ultimele trei săptămâni intense de lucru. E o confirmare că soluția e de fapt ceva ce se dorea să meargă pentru orașul Timișoara. Și cred că cel mai important confirmă faptul că o echipă atât de complexă a reușit să lucreze împreună și să aducă o soluție bună. Referitor de o echipă complexă și de temă complexă și ce s-a mai discutat, credem, de fapt, ne-am fi dorit, referitor acum la organizarea concursului, ne-am fi dorit ca documentația suport al concursului să fie mult mai să se, de fapt, se ridice la complexitatea temei și să ne dea, de fapt, un pic mai mult ajutor. Din păcate, am pierdut foarte mult timp cu redactarea pieselor care au stat la baza planșelor și, de fapt, a soluției. Am fi preferat să avem acest timp mai mult dedicat soluției. Nu știu, soluția a fost deja discutată. Cam atât. Mulțumim mult. Felicitări! Pepe! Lasă-mi microfonul și mie un pic. Eu, numele meu este Pepe, eu sunt singur timișorean din echipă, un timișorean născut în Malaga, Spania și, bun, din păcate sau din fericire, fiindcă probabil soluțiile care vor câștiga vor fi și mai bune, misiunea mea a fost să fie Timișoara, eu sunt și vecin, stau în Piața Victoriei la momentul de față și asta era gluma, nu? Că ne amenajam intrarea la bloc, cum ar veni. Suntem fericiți, asta era cumva scopul nostru ca echipa, să facem un statement,
despre ce înseamnă o piață în secolul 21 pentru Timișoara, despre cum o piață se îmbină cu natura și tot timpul ziceam că dacă nu era să câștigam, că eram destul de convinși de soluția noastră, măcar să fie proiecte și mai bune cumva și sunt sigur că juriul a găsit aceste soluții și mai bune, ce ne dă foarte multă speranță despre viitorul Timișoare. Atât, mulțumim frumos și... Na, Mulțumim echipei care s-a băgat în acest proiect foarte intens și într-un timp scurt. Chiar ne vedem la București. Mulțumim. Invit pe Ciprian Cădaru să prezinte mențiunea a doua, adică mențiunea întâi, de fapt. Locul 4, mențiunea întâi. Proiectul propune transformarea grădinii existente din Piața Victoriei într-o pădure urbană, mai accesibilă pentru utilizatori decât actuala piață, și care conține un număr mai mare de subspații cu posibilități variate de utilizare. Juriul apreciază această soluție deoarece combină și subliniază caracterul specific al pieței grădină, mult discutate în cadrul juriului, cu accesibilitate sporită. Proiectul promovează incluziunea și traficul pietonal. Spațiul din fața catedralei este recunoscut ca o zonă de intrare, în timp ce spațiul din fața clădirii opere este desemnat ca un spațiu memorial și este marcat de o intervenție delicată, dar puternică din punct de vedere al conceptului și al simbolisticii. Incorporarea apei în design este lăudabilă, la fel și atenția acordată diferitelor percepții ale locului de-a lungul anotimpului, precum și formarea atentă a luminii și umbrei cu ajutorul copacilor care sunt propuși în proiect. Proiectul care a luat această mențiune este proiectul cu numărul de concurs 128 și acum să vă prezint și numeroasă echipă care face parte din acest proiect. Echipa de concurs este formată din SC Filip S. Concept SRL, autor principal Filip Ionuț Radu și Hotea Timotei, coautori Boancă Păunița Iuliana, Pașca Georgiana Alexandra, Galeșanu Eduard, Rohian Cătălina, Mojolic Gabriela, Ilieș Hanah Lila, Meza Roș David Ceaba, colaboratori arhitectură SC Lau Studio SRL și Teis Marie Elizabeth, colaboratori specialități SC Păunița Boancă Arhitectura Peisajului SRL. Îi invit în scenă. Mulțumim. În primul rând, Primăriei Timișoara, Ordinul Arhitecților și instituției deja concursurilor de arhitectură. Da, vă mulțumesc mult că ați menționat toți colegii din echipă, că altfel ar fi trebuit să-i menționez eu. Postura asta de locul 4 poate că sună așa, că suntem primii loseri, nu? Primii care nu se clasează pe podium. Cu toții suntem curioși să vedem cine și-a dorit mai mult victoria. Suntem fer convinși că nu a fost ușor de jurizat. E un moment extrem de emoționant pentru mine, pentru că mare parte din colegii cu care am lucrat la proiectul ăsta mi-au fost colegi în urmă cu câțiva ani la un liceu din Baia Mare. Nu știu dacă spune ceva. Colegi. Acum, nu i-am considerat niciodată elevi, ci colegi. Și la fel îi consider și astăzi, fiind împrășteați prin toată țara, studiind arhitectura, la Timișoara, la Cluj, la București. Vă mulțumim. Dacă... Da, o să... Eu o să încerc să nu mă lungesc foarte mult. Ce aș avea de adăugat pe partea de echipă e că, încă o dată, mulțumesc tuturor. A fost extraordinar de productiv, din punctul meu de vedere, faptul că am fost din atâtea locuri și n-am fost doar timișoreni, am putut să analizăm
și subiectiv și obiectiv ceea ce funcționa, ceea ce nu funcționa. Și cred că ăsta e unul dintre motivele pentru care, din punctul nostru de vedere, am reușit să scoatem o soluție care, uite, că a reușit să fie observată și, zic eu, și lăudată. Mulțumesc! Mulțumim! Da. Microfonul, stai. Dragoș Oprea, bună ziua! Am ajuns la momentul cheie, am ajuns pe podium. Aș vrea să citesc câteva rânduri legate de ce aprecia jurul la soluția plasată pe locul 3. Trebuie să menționez că a fost unul dintre proiectele cu atitudine radicală pe care am apreciat-o și pentru care am punctat. Proiectul pornește la ideea de a transforma piața existentă într-un parc memorial. Recunoscând Piața Victoriei ca fiind locul de naștere simbolic al Revoluției Române, proiectul urmărește să marcheze în memoria colectivă această semnificație istorică prin transformarea pieței într-un spațiu comemorativ. Prin combinarea esenței memoriale cu ambianța spațială a parcului, peisajul însuși devine recipientul pentru comemorarea Revoluției. Copacii din piață simbolizează eroii martiri, ei incorporează amintiri, încă de la plantarea lor, concepută ca un efort comunitar. Jurul consideră că proiectul transmite un mesaj simplu și plin de forță. Acesta este transpus printr-un gest sofisticat și coerent, creând cu abilitate un spațiu contemplativ. Bazându-se pe o analiză spațială, proiectul integrează diferite straturi istorice în designul său. În ceea ce privește spațiile deschise adiacente acestor două clădiri importante care sunt acomodate în piață, Catedrala și Opera, jurul evaluează în zona din fața Catedralei, este bine executată și, în mod abil, monumentul existent este bine integrat. Din punct de vedere al designului și al componentei ecologice, propunerea de pavaj este lăudabilă. Și discutăm astfel despre proiectul de concurs cu numărul 127 și am să dau citire celor care fac parte. Este vorba de firma Simple Architecture SRL, autor principal Boca Ștefania și Chioran Bogdan, coautori Muntean David și Afloare Ioana, arhitect Pintea Dan Andrei și specialist colaborator în peisagistică Manoila Andreea. I would like to address a few words in English first. We would like to thank you for your appreciation, for your work. I know it's been a difficult task reviewing 30 projects, so we feel very lucky to be here, and we are really honored by this prize. În continuare, am dorit să mulțumim Ordinul Arhitecților. Am dorit să mulțumim și Primăriei Timișoara pentru oportunitatea și pentru tema foarte bine scrisă de domnul Kazmer Kovac și Daniela Calciu. Și, nu în ultimul rând, aș dori să le mulțumesc din nou colegilor mei. Mă scuzați, am foarte multe emoții, care a fost excepțional în tot parcursul acestui concurs. O să le repet numele: Bogdan Chiorian, Ioana Floare, David Motnean și Dan Pintea, care este în Berlin, și de asemenea Andrei Manoilă, care este peisagista noastră. Și aș vrea să felicit pe toată lumea care a participat la acest concurs. Știu că a fost pentru noi, a fost un efort foarte mare, deci mă gândesc că pentru toată lumea a fost un efort de 30 de ori mai mare, așa că felicitări și felicitări locului 2 și 1. Mulțumim! Mulțumim și noi și felicitări! Chiar meritați! Bun, mai departe, urbanist Gruia Bădescu prezintă premiul al doilea. Mulțumesc. Sunt multe emoții în sală și în cadrul nostru. Proiectul cu premiul 2 se bazează pe caracterul intrinsec al pieței grădină, dar cu o abordare complet nouă, care introduce organizare și un concept spațial contemporan. Cum?
Așa, perfect. Mulțumesc. Metodologia creativă este apreciată, deoarece dezvăluie noi oportunități de interacțiune între utilizatori, mediul urban și cel peisager. Propunerea este structurată pe o accesibilitate intensivă a spațiului. Orientarea preponderent longitudinală a soluției facilitează o delimitare clară și bine articulată între zona centrală și cea periferică a pieței. În același timp, ea permite diverse trasee în toate direcțiile. Spațiul public verde existent se transformă în această propunere într-o zonă interactivă, receptivă la scenarii de utilizare variată, un loc democratic care invită la implicare. Elementele de design sunt moderne, iar repoziționarea elementelor urbane simbolice din spațiul existent a fost executată cu o sensibilitate pe care juriul a apreciat-o. Propunerea de a amplasa muzeu, un muzeu al stratigrafiei urbane, la nivel subteran, gestionat de administrația orașului, este abil controlată. Proiectul dezvăluie de asemenea o abordare inovatoare și contemporană a apei. Echipa câștigătoare, premiului 2, DRS Arhitect SRL, cu autor principal, arhitect Cosmin Gălățeanu, coautor, arhitect Cristian Beșliul, arhitect Andrei Ovidiu Lefter și colaboratori Dan Bărinișteanu, George Nasta, Cristina Costea, Teodora Escu, Sorana Negulescu, Mihnea Munteanu și inginer Horia Mihnea pentru structuri. Mulțumim foarte mult! Felicitări! Felicitări! Acolo. Așa, încetut spre... Da, nu ne-am pregătit ordinea în care o să vorbim. Nu știu dacă ne așteptam la asta. Mulțumim ordinului, felicitări celorlalți concurenți. Am dat o tură, am văzut foarte multe proiecte interesante. Câteva cuvinte despre proiectul nostru, un proiect care a avut mizele lui. Ideea de a lucra cu existentul, poate de a lucra cu un fel de geometrie prestabilită, preexistentă a locului. Cred că cel mai important, cel puțin pentru mine, a fost coagularea echipei de lucru în jurul acestui concurs. Aici trebuie să-i mulțumesc lui Andrei că a avut timp, răbdare și flair. Îmi place să cred. Mulțumesc foarte mult. Dar vreau și eu să mulțumesc juriului, să mulțumesc ordinului. Într-adevăr, concursurile de arhitectură și modul cum ordinul reușește să le aducă în prim plan aduce într-adevăr valoare și este menit să crească nivelul arhitecturii în România. Se vede asta de la concurs la concurs, de la an la an, cât pentru biroul nostru, faptul că am reușit să-i aducem pe Cosmin și Cristi alături de noi și am participat la acest concurs este o adevărată reușită pentru noi. A fost un concurs care pentru noi a avut o desfășurare destul de liniară, ideile venind cumva natural și a fost o adevărată plăcere această participare și exercițiul de a amenaja piața și acest spațiu urban, care a fost unul destul de complex. Doresc de asemenea să felicit toți participanții și mai ales cei care vor lua locul 1, pe care suntem și noi curioși să-i vedem. Mulțumim! Un singur lucru, dacă îmi permiteți, aș mai vrea doar să îi salut pe colegii noștri de acasă, care sunt sigur că se uită acum la noi, și să le amintesc că azi e zi de lucru și că programul se termină la 7. Signora Presidente, you have the honor to present the first prize. And I think we all wait for that. Please go in the middle. So we can say, and the winner is... we say, diciamo così.
So first prize, I'm reading the report of the jury. The jury recognizes this project as the first prize winner because it expertly addresses architectural, urbanistic, functional, and landscape requirements while simultaneously providing significant added value to the place. This project is a testament to the harmonious convergence of contemporary urban life with nature. From a broad perspective, the jury lauded the preservation of the square's typological specificity, embodying the concept of a city center square garden. Notwithstanding the challenges posed by the current utilization of this space, the infusion of nature into the urban setting remains its most enchanting feature. The project draws inspiration from these existing qualities, augmenting them with innovative elements. The space was evaluated holistically, subsequently identifying four distinct environments and the challenges inherent to each. These challenges were addressed with delicacy and a modern touch. Both the cathedral and the opera house transcended mere two-dimensional urban flat image. They were perceived as integral components of the square, whose corresponding segments of the public space are skillfully delineated. The square's longitudinal layout is envisioned as a continuum between these two prominent landmarks. The spatial demarcation between the square's sides and its center is clearly defined. This design caters to a myriad of functional uses and dynamic movements, from sitting adjacent to the lush greenery or cafe terraces spanning the square to brisk walks alongside the tree-lined perimeters or observational transit through the rain garden. The project's deference to the location's history as incorporated into its future vision is evident in the retention of certain symbolic urban elements in their original locations and the strategic relocation of others to highlight their significance. The project's transformative vision doesn't overshadow pre-existing values. Furthermore, the design ensures inclusivity for users of all ages and backgrounds. The design is contemporary and tailored specifically for each recognized ambience. The relationship with the side streets, which aren't equipped generically, but through analytical approach based on the study of each space is commendable. The expansion of the entrance to the underground level and its activation is also positively evaluated. The design gesture simultaneously draws attention to the Uniade Castle. The square is conceived as an urban cap which connects all its elements and symbols of the space. The long promenade has been transformed into an open system of spaces and gardens, credited to a well-established hierarchy of places and urban design elements. The idea of reusing marble parts of the existing pavements, which aligns with the general approach of building upon existing structures rather than erasing them, is commendable. Also, the position chosen for the evaluated podium, not here, for public presentations, at the location of the temporary nursery, which featured the planting of 1,306 plants in Victoria Square, is deemed of fine quality. The project is feasible in terms of execution, allowing for construction in logical phases.
From an ecological perspective, the project accentuates the existing character of the garden square and, in line with contemporary ecological consideration, celebrates biodiversity and demonstrates that the highest level of ecological sensitivity. The proposed list of trees and other species is precise and abundant. The height and density of the plants respect the values of the existing environment and the need to provide shade. The jury appreciated the attention to local fauna, especially the species of birds that inhabit the current square, which through this redesign are intended to be retained in the space. The introduction of an urban rain garden is a very welcome concept applied to this project. And so the winner is number 109. And yes. Now I have the honor and the work to read. No, but I did an exercise with Casmer. Or if you want, okay, maybe it's bad. This is a long list. Pentru a se auzi foarte clar, sunt așa vreo, nu știu, sunteți mai mult de 15 oameni, da, care stați acolo, ok. Să începem cu primul arhitect, Radu Columba, Studio Arca. Este? Da? Ajunge? Bun, mulțumim frumos, de undeva din spate, te rog. Apoi... arhitect Șerban Sturza, Prodid. Arhitect Mihaela Rusuleț. Felicitări. Arhitect Luminița Pascu. Arhitect Daniel Ursu. Arhitect Alexandra Stan. Felicitări. Arhitect Lucian Cărăbaș. Arhitect Andrei Simionescu. Arhitect Ligia German. Bravo. Arhitect Cristian Moțiu. Nu este. Arhitect Doina Sturza, care bănuiesc că nu este. Arhitect Dan Cioclu. Nu sunt, da. Arhitect Ioana Cioclu. Arhitect Mica Nilich, arhitect Ovidiu Serghe, arhitect Daria Petrașcu, arhitect Mihnea Tudor, arhitect Ruxandra Vasile. Și urmează o listă de colaboratori. Arhitect Felix Pantalici, arhitect Florin German, arhitect Claudiu Oprița, arhitect Alexandru Barbu, Adela Mustață și Alexandru Tudoroiu. Haideți. De asemenea, peisagist Nicola Striboi. Unul din ei este. Peisagist Andrei Condoroș. Inginer Cornel Farcaș și inginer Sergiu Tămaș. Sper că v-am spus tuturor numele. Felicitări! Aici, da. Wow! Suntem foarte, foarte bucuroși. Nu cred că aveți idee cât de bucuroși suntem. La finalul unui parcurs extrem de lung pentru noi.
Noi n-am muncit în 3 săptămâni, ne-a luat 3 luni, suntem mai bătrâni un pic, nu mai ducem în 3 săptămâni, dar acele 3 luni au fost intense. Vă mulțumim. În primul rând aș vrea să mulțumesc membrilor juriului, pentru că după ce am predat planșele, ne-am mai uitat odată pe ele și ne-am dat seama că nu am explicat suficient și ne întrebam dacă oare o să înțeleagă cineva ce am vrut noi. And so, members of the jury, I really want to thank you because you had the patience to understand what we wanted to say, because it was rather complex and we didn't manage to, we didn't have the enough time to explain everything that we wanted to explain. But listening to your appreciation of our project, I was really happy because you really understood us, everybody, and that is very accomplishing for us because you understood what we wanted. Ce să zic, acum mi-au pasat mie microfonul, căci că eu mă descurc mai bine, dar se pare că nu. Oricum, sunteți foarte mulți. Eu ce aș vrea să vă propun, pentru cei care sunt în sală, care nu poate, n-au reușit să vadă lucrarea, cineva dintre voi, în câteva cuvinte, cu imaginile în spate, poate face un sumar al lucrării pe care cei din, okay, din public Mai vreau să spun ceva înainte, da, de sumarul lucrării, având în vedere că sunt doar echipa din Timișoara. Proiectul a avut așa o complexitate datorită colaborării noștri cu Prodit București, cu domnul arhitect Șerban Sturza și cu toată echipa lui minunată de acolo, și trebuie să îi recunoaștem și să le mulțumim de față cu voi, și dacă poate așa niște aplauze doar pentru echipă, că nu sunt aici. Păi, în primul rând, a fost un subiect foarte dificil. Nu ne-am dat seama cât de dificil până nu ne-am apucat de el. Are atâtea layere de complexitate și trebuia să avem foarte mare atenție la toate palierele, tot ce înseamnă, tot ce s-a adunat acolo de-a lungul timpului, la tot ceea ce oamenii s-au atașat în timp, la memoria afectivă a oamenilor, pentru că dacă întrebam oameni, așa, făceam și noi sondaj printre prieteni și cunoscuți și întrebam, păi cum ai vedea tu, ce ai vrea să fie nou în Piața Victoriei? Și toți spuneau, dar de ce să facem ceva în Piața Victoriei? De ce? E ok așa cum e, nu trebuie să facem nimic. Pe de altă parte erau și cei care vreau să fie cu totul schimbat, și atunci a trebuit să jonglăm în această, între atitudinea asta de a încerca să păstrăm caracterul pieței, dar în același timp să aducem lucruri bune noi în plus. Și în primul rând am pornit de pe firul istoric și această piață a stat mult timp în afara zidurilor cetății și a fost în zona aceasta de peisaj. Și mult timp ne-am dus cu gândul acesta la zona de peisaj și practic ne-am gândit cum ar fi să întindem un covor între catedrală și Malul Begăi. Asta a fost una dintre, nu știu, și surprizele noastre ca timișoreni. Aflându-te pe Malul Begăi, nu intuiești Piața Victoriei, nu o simți că e acolo, deși ești foarte aproape de ea, ești la 2 minute de catedrală. Faptul că catedrala stă cumva cu spatele, nu se întâmplă nimic în zona aceea. Și atunci ne-am dorit să, dacă ai putea să dai, sunt schemele de sus, să dai imaginea mai jos. Așa, perfect. Asta am vrut, să unim acest parcurs dintre Piața Operei și Malurile Begăi, așternând acest covor pe care să aducem după aceea verdele și apa, la fel cum se întâmpla când eram în această ipostază în care spațiul acesta se afla în zona de peisaj verde-albastru. Aceasta concura foarte bine și cu tema care este acum de o actualitate stringentă, aceea de a aduce cât mai multe coridoare verzi albastre, de a crea coridoare verzi albastre în toate orașele. Și asta a fost prima idee. După aceea, probabil că toți cei care s-au plimbat prin Piața în timpul verii, știu că are o mare nevoie de zone cu umbre și aceste aliniamente duble de copaci ne-au creat exact această zonă de umbră, de promenadă, de locuri de stat și au organizat în așa fel toate activitățile în zona lor.
Avem, de fapt, trei zone. Zona în care te plimbi în relație directă cu fațadele clădirilor, zona aceasta de umbră unde stai la terasă, se creează locuri de stat, dar mai mult decât atât, pentru că acest spațiu al pieței se activeze, e nevoie ca funcțiunile de pe margini să fie prezente în spațiul pieței și atunci am sugerat această idee ca Galeria Helios poate să-și aducă niște sculpturi sau să facă niște expoziții chiar în spațiul acesta sau cei de la Cărturești, de exemplu, să aibă o lansare de carte sau, nu știu, un concert de pian. Sau, e nevoie ca piața asta să fie activată, ca să nu fie doar un loc de trecere, nevoie să aibă funcțiuni în ea. Bun, și apoi este zona centrală, pe care am văzut-o, cum au spus și membrii jurului, ca o grădină urbană, dar reinterpretată în limbajul de astăzi, ca un fel de... aceasta ar fi imaginea. Am vrea să... ca și cum am fi descoperit topografia veche, aceasta de mlaștin și apă și vegetație locală, și după aceea mi se părea foarte important, tocmai ca să aducem activități, am creat zona aceasta de gradene, unde oamenii să se poată așeza. Nu știu, din experiența noastră, din tot ce am văzut, în orice piață în care există câteva trepte, oamenii instinctiv se așează ca și păsărelele pe linie de înaltă tensiune. Deci, și așa ne și imagineam că pe aceste trepte vor sta oamenii și piața dintr-o dată se va avea alte valențe. Bineînțeles, apa a fost o temă și pentru noi și o regăsim odată în faptul că toate apele de pe zona pieței Victoriei se vor strânge în acest rain garden, de fapt, care este grădina aceasta verde. Și mai mult decât atât, acum o să ajung de fapt de unde am plecat, din punctul în care ne-am îndrăgostit noi de acest proiect. Dacă poți să dai pe zona cu Castelul Huniade. Castelul Huniade, după cum știți și acum, este așa e pur și simplu parc abandonat acolo, în spatele clădirii Loeffler. Nu îl percep ca fiind făcând parte din piață și ce am făcut e că ne-am raportat la el ca un obiect singular, ceea ce a fost întotdeauna. Este un obiect cu patru fațade și l-am plasat cumva în centrul pieței. Și astfel, tot spațiul acesta a fost recâștigat. Deci nu există spații reziduale cum există acum în jurul castelului. Și mai mult decât atât, ne-am luat foarte în serios ce ați scris în temă cu să găsim un mod cât mai inventiv de a refolosi pasajul acesta care a avut tot felul de istorii de-a lungul timpului. Și ne-am gândit, suprafața lui nu permitea ca să-l activăm cu o funcțiune foarte mare și atunci am imaginat acest amfiteatru care funcționează într-un fel de parteneriat cu spațiul pasajului. El este suficient de mare cât să devină un loc în sine și să prin aceasta să aibă deja o funcțiune, plus asociat cu o funcție de cafenea, bar, ar putea să susțină întregul spațiu expozițional și mai mult decât atât, el funcționează în tandem cu ceea ce și membrii jurului au remarcat, acest podium fără statuie pe care l-am pus tocmai în zona aceasta în care s-a câștigat libertatea. După cum vedeți și piața operei este organizată de așa manieră, ca să zicem noi așa, democratic. Obiectele stau libere în spațiu, nu există foarte multe reguli stricte în care să ne încadrăm, tocmai asta am și vrut să arătăm. Și este acest podium care ar putea să servească drept loc prin care se semnalizează ceea ce se întâmplă în acest pasaj, iar pasajul ar deveni un instrument al autorității locale prin care și-ar face simțită prezența în piață, ar deveni un spațiu de expresie civică în care cetățenii se pot exprima, pot să existe expoziții, manifestări, dezbateri și așa mai departe, să devine un spațiu al... pentru că acum nu sunt prezenți. Deci expoziția asta am putea să o organizăm acolo. Acolo, da. Okay. Da. Eu aș vrea să... aici cineva în spatele meu care mi ok, spune, m-am lungit foarte tare. Nu, deloc. Deși cred că o să aveți foarte mult de povestit pe marginea proiectului și noi vă mulțumim ca celorlalți câștigători, deopotrivă, că ne-ați pus în situația să analizăm și să vedem sensibilitățile fiecărui proiect și felul de abordare a unei tematici foarte complexe și să vă felicităm pentru că nu este un subiect deloc ușor.
Și este un subiect pe care, cum să spun, pe care noi între noi l-am dezbătut în ceea ce privește tocmai ceea ce ați expus, și anume faptul că abordarea sensibilă și cu responsabilitate până la urmă a fost cea care a câștigat, dar nu lipsită de creativitate și de inovare, și vă mulțumim foarte mult. Mulțumim. Felicitări. Mulțumim. Mulțumim pentru că ați fost cu noi și vă invităm în față, este un loc unde putem felicita și închina un pahar de vin cu câștigătorii și cu toată lumea. De asemenea, vă rog să mergeți să vedeți proiectele.